Primăria Baia de Fier este bună de plată după ce inspectorii DSP și DSVSA Gorj au stabilit că apa distribuită populației nu este bună de consum și administrația publică nu și-a luat toate măsurile necesare pentru ca populația să nu o folosească. Unitatea administrativ-teritorială are de achitat o sancțiune de 40.000 de lei, după ce mai mulți cetățeni au sesizat autoritățile competente că se simt rău în urma consumului de apă. Sancționat a fost și un agent economic ce își desfășoară activitatea pe raza localității gorjene. Urmarea neconformității parametrilor de potabilitate a probelor recoltate din rețeaua instalației de apă Baia de Fier a fost aplicată o sancțiune contravențională în cuantum de 2.000 de lei unui operator economic. Unitatea administrativ-teritorială care este responsabilă de producerea și distribuția apei în localitatea Baia de Fier a fost sancționată contravențional cu o amendă în cuantum de 40.000 de lei. Totodată, Direcția de Sănătate Publică Gorj a impus administrației publice locale să informeze populația de calitatea apei distribuită în rețea, precum și de evitarea consumului de apă nepotabilă. Mai mulți localnici din comuna gorjană Baia de Fier au sesizat autoritățile după ce s-au îmbolnăvit, acuzând stări de rău, vărsături și diaree.